Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim la o nouă ediție a Dimineților cu Plus, în gazda dumneavoastră Otilia Parascan și vă urez bun venit alături de mine. În această dimineață studio se află nimeni altul decât Dragoș Tanubian, analist politic. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai faceți? Ce să fac? Uite, ne-am bucurat de o noapte și dimineață, așa mai a iarnă, ai văzut că pe mașini, pe parbrizele mașinilor s-a depus ceva gheață, destul de rece dimineața asta. Chiar dacă prognoza este că va fi o săptămână mai caldă decât media multianuală. Să vedem. Da, și vineri a fost o ședință fulger, o răsturnare de situație în Consiliul Local, o ședință extraordinară, care a fost cerută de fapt de primarul Ion Lungu, care a vrut să o dea jos din funcție pe Teodora Munteanu, viceprimar din partea USR. Am să rog colegii din regie să pună insertul cu știrea făcută de Info Plus, să se vadă materialul, cum a avut loc de fapt ședința de Consiliul Local, ce discuția a fost acolo, cine a vrut să intervină și nu a fost lăsat să intervină, este și o replică a persoanei care a vrut să intervină, care vrea să ia, de fapt, ia în considerare un referendum pentru demiterea primarului Suceava Ion Lungu. Haideți să urmărim materialul, după care revenim în studio și comentăm. Insertul rog pe cei din regie. Până vine insertul, putem să povestim noi puțin. A fost o ședință de-a dreptul caragioasă, o ședință extraordinară convocată de primarul Ion Lungu la începutul săptămânii trecute, cu un singur punct pe ordinea de zi, demiterea viceprimarului Teodora Ungureanu. Munteanu. Așa. Numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. E prima dată când Lungu gafează la un mod de-a dreptul penibil. Au colegii insertul sau nu? Dacă au insertul, vă rog să-l puneți și continuăm după aia discuția cu ce a fost acolo, de fapt. Teodora Munteanu rămâne viceprimar al Sucevei după ce primarul Ion Lungu a retras proiectul de eliberare din funcție când a constatat că nu poate aduna voturile necesare pentru demitere. Ion Lungu a spus că a propus eliberarea din funcția viceprimarului Teodora Munteanu, care a fost aleasă de cetățeni consilier local și nu viceprimar, și că nu este o tragedie înlocuirea viceprimarului. El a arătat însă că a constatat că proiectul său nu va putea trece și că îl retrage de pe ordinea de zi. Totodată, edilul șef a spus că de vineri este o nouă majoritate în Consiliul Local Suceava, formată din consilierii PNL, PMP și Pro-România. Deși în sală erau 17 consilieri locali, Ion Lungu a retras proiectul pentru că a apreciat că nu va putea strânge cele 16 voturi necesare demiterii. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția doamnei viceprimară al municipiului Suceava, doamna consilier local Teodora Munteanu, inițiator primar al municipiului Suceava. Este un lucru absolut democratic, nu e nicio tragedie, am văzut niște opinii pertinente prin presă. Cu tot respectul, doamna consilier a fost alesă consilier local, nu a fost alesă viceprimară, adică nu e nicio tragedie, nu e nicio dramă, sunt exerciții absolut democratice. Și totuși, având în vedere faptul că se schițează o strategie aici în sală, retrag proiectul pe ordinea de zi. Deci, domnul secretar, rețineți, am retras proiectul pe ordinea de zi și mă explic. Această strategie în care de la USR și la PSD sunt veniți doar liderii, îmi confirmă ceea ce știam mai de mult, că este colaborare în Consiliul Local USR-PSD. Da, vreau să anunț la acest microfon că începând de astăzi în Consiliul Local este o nouă majoritate, PNL, PMP, Pro-România. Și o nouă minoritate, USR-PSD. Asta este realitatea, mergem înainte. Noi ne-am asociat doamna viceprimar la vremea respectivă, din simplu considerent că era guvernarea USR sau PNL-USR. Atâta timp cât ea nu mai este, nu se mai justifică această colaborare, având în vedere faptul că, așa cum știți, din grupurile dumneavoastră, o parte din consilieri nu votează. Ca atare, asta este situația. Nu avem ce face, mai este o poveste care se poate rezolva, o chestie de demnitate, să vă dați dumneavoastră demisia, pentru că altfel nu trece, atâta timp cât PSD-ul de astăzi v-a asumat și dumneavoastră de sunteți viceprimarul PSD-ului. Vă mulțumesc! Domnule primar! Vă mulțumesc, domnule primar, și declar ședința închisă. O zi ușoară!
fulger, au descris-o unei în revistă, a revista presei. Noi am zis că a fost o răsturnare de situație. Era de așteptat ca primarul Ion Lungu să-și atacă proiectul? Sau putea să aștepte? Nu era de așteptat, pentru că atunci când faci un astfel de demers, te asigur în prealabil că vei controla situația. Deci vei avea numărul de voturi necesar pentru ca respectiva hotărâre să treacă. În cazul ăsta era vorba de 16 voturi, 2/3. Noi observasem în săptămâna trecută, dacă ți-aduci aminte, că problema este foarte complicată, că domnul primar s-a aruncat cu capul înainte în demersul ăsta și, după cum bine se vede, s-a făcut singur de băcănie, cum se spune. Pentru că ar fi fost necesar ca cel puțin unul din cele 8 voturi ale PSD și USR să se materializeze pentru propunerea domnului Marc Lungu. Ori, dacă la USR era foarte clar că USR-ul nu va vota împotriva propriului viceprimar, la PSD lucrurile erau complicate, în sensul că, de fapt, partidul s-a aflat într-o mare problemă, anume că, pe de-o parte, e foarte clar că PSD-ul, contra celor spuse penibil de domnul Lungu, nu susține USR-ul, nu există o colaborare sau o iubire acolo, nici la nivel central, nici la nivel local. Deci, Lungu, eventual, se putea baza pe o cârtiță, pe un om pe care, cine știe prin ce mijloace l-a sensibilizat, care, din partea PSD-ului, să vină și să voteze pentru această propunere a domniei sale de demitere din funcția viceprimarului USR. Nu s-a întâmplat așa, ba mai mult, lucrurile au fost făcute pe față și îi felicit pe cei de la PSD că au reușit să evalueze corect situația și să se delimiteze încă o dată de ceea ce face Lungul în compania la conducerea primăriei Suceava. Deci prezența la ședință, ca lucrurile să fie clare, a unui singur reprezentant de la PNL, de la PSD și de la USR, a dovedit foarte clar că ambele partide se află în momentul de față în opoziție față de acțiunile domnului primar Lungu. Bun, PSD-ul a făcut-o mai de mult și e foarte clar că se delimitează de actuala conducere a primăriei în privind lucrurile în perspectiva alegerilor care urmează. Ar fi fost pentru ei total contraproductiv să fi marșat la chestia asta, pentru că s-ar fi ajuns din nou în situația în care Ion Lungu lăsa impresia că de fapt domină și controlează Consiliul Local. Ceea ce până acum, a vreme de 17 ani, s-a cam întâmplat, ca să fim cinstiți. Să ne aducem aminte că atunci când Lungu era mare pedelist, da, și primar al municipiului Suceava, în Consiliul Local era o majoritate USL, la vremea aia PSD și PNL, da? Și Lungu a reușit să supraviețuiască acelui mandat, ba chiar a reușit, prin mijloace, Dumnezeu știe de ce fel, să își treacă toate hotărârile pe care le-a urmărit. Iată că acum lucrurile nu mai stau așa, este foarte clar că, deși opoziția în Consiliul Local este slab reprezentată, deci sunt 5 de la PSD și iată 3 de la USR, împinși în opoziție de domnul primar Lungu, se bazează pe o majoritate care de fapt preexista, pentru că s-a văzut de alte voturi că PMP-ul și Pro-România de fapt sunt niște partide marionete acolo, niște oameni care nici ei nu știu ce sunt și unde sunt și ce au de făcut în Consiliul Local și care votează așa pe foc automat alături de primarul Lungu și alături de PMP. Deci nu e ceva o noutate că Lungu se băza pe această majoritate. Nu știu de ce a trebuit acest demers de eliberare din funcția viceprimarului, probabil ca să răspundă unei comenzi de la centru, în care PNL, pentru că se știe bine la nivel central, PNL-ul încearcă să momească într-o absorpție PMP-ul. Este și scandal în PMP pe treaba asta.
Deci una peste alta nu e nimic nou. Singura noutate este faptul că Lungu e clar că nu mai este cel care a fost și a pierdut mult din acea glorie de conducător care reușește să se impună și chiar dă semne de totală îmbătrânire, așa. Nu mă refer la aspectul fizic și la modul în care vorbește, că cu ăsta deja ne-am obișnuit că sunt așa cum sunt, ci la modul în care reușește să îi manevreze pe consilierii locali. E foarte clar că prin demersul ăsta n-a reușit nimic altceva decât să-și ostilizeze și mai tare de data asta pe toți trei din USR, și sigur că în condițiile în care PMP-ul nu obține ce și-a propus, s-ar putea întâmpla că și acolo să fie niște probleme în susținerea pe mai departe a acestei majorități pe care domnul Lungu a decretat-o. Nu a decretat-o nimeni altcineva, deși e destul de greu că PMP-ul a fost totdeauna un partid la remorcă al domnului Lungu, născut acolo pe culoarele primăriei, nu? Era cel care a fost viceprimar și președintele partidului și care acum s-a reîntors, s-a angajat în primărie. Sigur că a adunat niște oameni care se aflau în această supunere față de domnul Lungu. Pe cei doi de la Pro-România nu înțeleg deloc, adică și Radu Constantin Pricope și mai vechiul consilier Genilonis Sfecla, fost PSD-ist. Sigur că ei pe acolo nici nu știu ce e cu ei, ce fac, cum votează, pentru ce votează, dar probabil că are balta pește și sigur că domnul Lungu a reușit să-i momească astfel încât să vină necondiționat alături de dumnealui. Ceea ce este foarte urât este acea ieșire a domnului Lungu prin care vorbește despre demnitate și vorbește despre îi cere practic viceprimarului încă în funcție demisia. Deci asta era o chestie care trebuia să o facă înainte și nu în acest mod. Acum, văzând că a pierdut meciul, ca o cațaveică isterică lansează chestia asta, după care lansează acea aberație, după mine, că de fapt Teodora Munteanu va fi viceprimarul PSD-ului în continuare și fuge, așa, știi, dă-i și fugi, așa a fost plecarea din ședință, că practic afirmațiile care au politice ale primarului Lungu nu au putut primi replica din partea reprezentantului PSD de față, pentru că vezi, doamne, repede viceprimarul Harșovski, care era și președinte de ședință, a suspendat lucrările, a închis lucrările ședinței. Da, sigur, se retrasese de pe ordinea de zi singurul punct. Asta putea să o facă înainte ca domnul primar să elucubreze politic așa cum a făcut-o în plină ședință. Da? Deci nu a fost o chestie deloc normală. Dar vom avea de analizat, sigur, și reacția pe care PSD-ul a avut-o. USR-ul n-a avut niciun fel de reacție. De ce oare nu a avut nicio reacție USR-ul? USR-ul a avut înainte de ședință, în săptămâna în care s-a pregătit mediatic această debarcare, au avut o singură ieșire prin, de fapt două au fost, a fost o scrisoare deschisă adresată cetățenilor și clasei politice de către Teodora Ungureanu, tot îi zic Ungureanu, nu știu de unde, Munteanu, care nu era scrisă rău, dar era așa puțin melodramatic, așa puțin în afara unui context politic și administrativ, și a fost punctul de vedere al președintelui USR, senatorul Mândruță, care spunea că de fapt nu există motive temeinice pentru eliberarea din funcția viceprimarului. De acord, cam așa și era. Cam așa și era, pentru că cele înșirate acolo de domnul Lungu nu le-a mai demontat odată în emisiunea de săptămâna trecută, nu prea stăteau în picioare, știi? Adică chestia cu majoritatea s-a dovedit, ia că există de fapt majoritate, asta e problema,
Și pe de altă parte, iar celelalte mici acuze aduse viceprimarului, după asta stăteau în picioare, că n-au mers investițiile, că îi ținea doamna viceprimar în ședință pe funcționarii de la tehnic și investiții. Că, vezi, doamne, n-au mers cum trebuie, n-a mers cum trebuie activitatea de eliberare a autorizațiilor alea comerciale către firme, pentru că doamna viceprimar verifica cu atenție și cerea elemente în plus la documentațiile, la analiza documentațiilor acestora, și lucru care a fost de dreptul caragios, anume că Lungu s-a arătat deranjat de faptul că doamna viceprimar răspundea unor reclamații referitoare la modul abuziv în care unele autorizații de construire ar fi fost date. Ei, acolo lucrurile s-au lămurit, că de fapt doamna viceprimar primea acele, erau adresate ei acele sesizări și le trimitea către acele compartimente din primărie, care cei drept nu erau în subordinea dumneavoastră, dar care aveau competență pentru rezolvarea acelor sesizări ale cetățenilor. Și iată cum s-a ajuns în situația în care domnul Lungu s-a făcut penibil, cum, mai penibil decât a fost vreodată în ăștia 17 ani, și sigur că tot acest bâlci de final prin care a încercat să iasă deasupra a fost o tentativă nereușită. Au fost 6 consilieri locali care au lipsit de la această ședință. Este vorba de Buburuzan, Gherasim, Fuior, Nechiforel, Paiu și Buceac. Da, pe au fost normal. Au fost din cei 5 PSD, a fost unul singur. Din cei 3 USR, a fost unul singur, așa zis și lider de grup. Asta a fost un semnal foarte clar prin care, cumva într-un spirit de front, cele două partide și-au arătat opoziția față de domnul Lungu. Bun, acum nu exclus și posibilitatea că discuția, cel puțin la PSD, la PUSR, era mai simplu, discuția din partid, să fi mers la modul, doamne, merge unul singur, ca nu cumva cârtița pe care miza Lungu să-și poată exercita funcția. Știi? Și atunci, da, e important că USR a dovedit unitate și faptul că celălalt patru nu au venit dovedesc că nu sunt la cheremul domnului primar Lungu. A fost un motiv de protecție. Ții minte că și pe la moțiuni prin Parlament, anumite partide zic, domnule, nu ne prezentăm la vot. Stăm în sală să asigurăm cuvântul, dar nu ne prezentăm la vot. Asta în Parlament. Aici nici n-au venit și cu asta că o absență era ca un vot împotrivă, că aveai nevoie de voturi pentru. Da, deci asta este. Faptul că n-au venit, dar erau 17, se putea dezbate. Deci în mod normal, dacă avea cât de cât puțină așa demnitate, lucrul trebuia să lasă dezbaterii, dar s-a făcut și mai degres, pentru că în expunerea, de fapt, acolo trebuia să fie discutate elementele pe care de care a uzat Lungu atunci când a făcut acel referat de propunere a hotărârii, da? Deci el a făcut acolo expunere de motive, de ce cere, știi? Și noi analizasem, nu prea stăteau în picioare, erau subțiri tare, deci era o chestie de dacă hotărârea trecea, ar fi fost foarte interesant să vedem ce s-ar fi întâmplat în instanță cu ea, pentru că, în mod cert, e clar că Teodora Munteanu, am zis bine data asta, Teodora Munteanu se cramponează de acea poziție și sigur ar fi atacat de viceprimar și sigur ar fi atacat hotărârea în instanțele judecătorești. Da. Și Dan Cușni, liderul PSD. Ei, acum ajungem la o chestie care se dovedește chiar interesantă. Este și titlul Monitorul de Suceava, exact, să știți. Exact. În pagina 2 se găsește cu tot ceea ce a zis acesta. Da. Dan Cușni, care președintele organizației municipale PSD Suceava, consilier local din partea PSD și fost candidat pentru funcția de primar, nu a avut posibilitatea să-și exprime punctul de vedere în ședință care a fost intempestiv suspendată de către cuplul Lungu-Hrașovski și sigur că a simțit nevoia să vină să explice public punctul de vedere al PSD-ului în legătură cu
ceea ce s-a întâmplat. Da? Și în legătură cu multele afirmații, mare parte cu tentă politică, pe care primarul Ion Lungu le-a făcut. Da? Ce spune Dan Ioan Cușnir? Mai spune așa, că Ion Lungu a comis un abuz de putere pentru că a retras proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat pentru eliberarea din funcția viceprimarului Teodora Munteanu, efectuând aprecieri contrare realității, blocând discuțiile asupra acuzelor pe care le-a adus și încercând să se folosească de PSD în jocurile sale politice. Deci asta este un rezumat a ceea ce a spus Dan Ioan Cușnir. Și acum aici rămâne de văzut, nu știu ce înțelege foarte exact domnul Dan Ioan Cuștir prin abuz de putere, pentru că na, abuzul de putere sigur este o chestiune care reprezintă, de fapt, un concept care reprezintă un principiu esențial în paradigma statului de drept, da? Absența abuzului asigură legalitatea, buna funcționare a unei administrații publice și așa mai departe. Da? Dar la modul cum este transpus în legislația românească, abuzul de putere e reglementat într-o formă care înseamnă abuz de serviciu. Știi? Și spune așa, citez, fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectos și prin aceasta cauzează o pagubă, o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime al unei persoane fizice sau juridice, se pedepsește cu, mă rog, e în codul penal abuzul de serviciu. A fost o dispută în spațiu public fantastic atunci când a fost modificat codul penal. Deci nu cred eu că ceea ce a făcut Lungu, sigur că nu este deloc în regulă, dar nu cred eu că poate fi încadrat la abuz de putere. Abuse in power, cum spune așa, da. Englezul. Da. Dar categoric nu este în regulă. Și ce spune Dan Ioan Cușnir? Acum citez, comportamentul primarului Ion Lungu în ședința de Consiliu din 11 se numește abuz de putere. A, definește domnul Cușnir ce, cum e cu abuzul de putere. A convocat Consiliul Local pentru demiterea unui vicemare. Au fost prezenți la ședință 17 consilieri locali. Ședința a fost statutare, după care a retras propunerea de schimbare a viceprimarului, motivând cu niște presupuneri de alianță care există doar în mintea domnului Lungu, minte obosită de prea multe blaturi politice și înțelegeri pe sumasă. Aici e destul de frumos zis. Sigur că definește el ce înțelege prin abuz de putere domnul Dan Ion Cușnir și sigur că încadrează așa cum se cuvine acest demers al domnului Lungu, că într-adevăr na, cel puțin cu această ocazie a dovedit că are mintea puțin obosită și că nu-i mai țin acele blaturi și înțelegeri pe sumasă la care domnul Lungu făcuse uz, de care domnul Lungu făcuse uz de-a lungul mulților, prea mulților ani de când este primar al municipiului Suceava. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate și continuăm cu analiza ceea ce a zis Dan Cușnir după în partea a doua și dacă ne timp un pic mai mult putem să ne mergem și în partea a treia. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat.